Bună ziua, dragii mei! Astăzi, cu bucurie, ne vom reîntâlni cu o altă poveste semnată de Lidia Novac, una dintre cele mai inspirate scriitoare de povești, poezii, basme, legende ale poporului nostru. Scrierile ei, după sufletul și părerea mea, vor face parte din zestrea de neșters a acestui neam românesc. Povestea de astăzi se numește Mierla. În acest volum, Legendele păsărilor, toate păsările au fost inițial fete, fete frumoase, fecioare, deștepte, înțelepte, care, trecând prin diverse evenimente, s-au transformat în păsări. Să vedem ce s-a întâmplat și cum a ajuns fata Mierla, Mierlă pasăre. Dragii mei, se spune că de mult, de pe vremea când prin munți și codri bătrâni se mai iveau zmei fioroși care sfâșiau nopțile cu flăcările limbilor de foc, când pe malurile apelor se mai arătau zâne albe și subțiri care sporeau frumusețea locurilor, de atunci dăinuie o poveste veche. Și spune aceasta că într-un sat așezat la poalele de munte, lângă firul unui râu cu ape limpezi și repezi, se înșirau case frumoase cu grădini de flori, de legume și livezi de pomi fructiferi. Despre omenia și hărnicia acestor săteni se dusese vestea până departe. Dar povestea noastră se oprește la o casă anume, la casa preotului din sat. Acesta avea o gospodărie frumoasă și își muncea câmpul cu soția lui, preoteasa, și cu fiica lui, despre care se vorbea cu admirație pentru frumusețea, hărnicia și glasul ei minunat, cu care încânta oamenii seara când se întorceau de la muncile câmpului. Avea un glas dulce ca mierea, spuneau țăranii, și tocmai de aceea o numiseră pe fată Mierla. Prima parte a numelui venea, după cum vă puteți închipui, nu-i așa, de la miere, iar partea a doua, la, venea de la cântecele ei, de la melodiile pe care le cânta, și toate se încheiau cu la la la, ca un refren unduios și legănat care venea să mângâie sufletul oamenilor după truda unei zi de muncă. Toți o iubeau, dragii mei, pe Mierla, fata popii. Într-o zi, preoteasa o trimise pe fiica sa la râu cu doi saci plini cu lână neagră, ca să poată fi toarsă și apoi țesută pentru hainele preotului. Lâna, deci, trebuia mai întâi să fie spălată. Așa că fata ascultă atent sfaturile mamei, care îi spusese cum să o spele, să o clătească și cum să o răsfire pe iarba curată de pe malul râului, pentru ca soarele fierbinte să o usuce cât mai repede. Apoi fata porni la râu. În dimineața aceea, dragii mei, se anunța o zi fierbinte de vară. De sus, soarele trimitea raze poleite și calde peste toată întinderea văii. De cum ajunsese fata la apă, se și apucă de lucru și, în ciuda arșiței, lucra cu spor. Pe la ceasul prânzului,
treaba era aproape gata. Lâna curată era întinsă pe iarba de pe malul râului și se usca sub căldura zilei. Bucuroasă că a isprăvit treaba, Mirla se gândi că, până când se usucă bine lâna, ar mai fi timp să se răcorească în apa limpede, care îi era atât de aproape. Așa că, dragii mei, zis și făcut. Găsi un loc mai ferit, în spatele unor arbuști, se dezbrăcă, își așeză hainele sub niște tufe cu frunzis bogat și ciușt în apă. Ce plăcere! Ah, ce bucurie să te răsfeți în unda abia vălurită a apei limpezi. Și hai în susul apei, apoi hai înapoi în josul apei. Și tot așa se desfătă până când se răcori bine. Când privi sus, pe boltă, își dădu seama că soarele trecuse de amiaza zilei. Totuși, nu se îndură să iasă din apă. Mai stau puțin, își zise fata și o porni iarăși în susul apei. Într-un târziu, când socotia că s-a zbenguit destul, ieși la malul apei și alergă la tufa aceea bogată în frunziș, unde își lăsase hainele, dar, uimire, hainele nu mai erau. Dispăruseră! Speriată, fata alergă prin tufe, scotocind în ierburi, în lăstărișul de pe malul apei, căutând disperată. Ea, draga de ea, n-avea de unde să știe ce s-a întâmplat, dar eu am să vă spun vouă ca să cunoașteți întâmplarea. În timp ce ea se bălăcea în voie, a trecut pe acolo zâna râului. Văzând-o pe fata aceea frumoasă, cu părul lung și galben ca aurul, despletit la suprafața apei, s-a gândit s-o piardă, să rămână ea, zâna, cea mai frumoasă, și i-a furat hainele fetei, convinsă fiind că așa, dezbrăcată, fata nu va mai îndrăzni să iasă în lume și, rămânând în apă, i s-o pierde urma. Numai că lucrurile nu s-au petrecut chiar așa. Între timp, soarele și-a urmat drumul știut pe bolta cerului, coborând spre apus, făcând loc înserării. La casa preotului era mare îngrijorare. Ce s-o fi întâmplat cu Mirla de nu s-a întors de la râu? S-o fi înecat cumva? Trebuie să pornim să o căutăm, hotărâ preotul. Aprindeți lămpile, aprindeți lăpașurile și să o luăm spre râu, să o căutăm. Vecinii și prietenii preotului au venit în grabă, s-au despărțit în două grupe și au pornit după cum a hotărât tatăl fetei. Vom merge spre izvoarele râului, acolo, unii pe un mal, celălalt grup, spre celălalt mal. Aprindeți toți lămpașele, hai la drum, acum! Mirla! Se auzea cu ecou prelungit numele fetei strigat de oamenii care o căutau. Mirla! Chemările lor fără răspuns înfiorau pădurea, iar luminițele lămpașelor trezeau păsările și alte viețuitoare retrase în cuiburile lor de prin deșișurile crângului.
S-au dus ei în sus și în jos pe malurile apei, dar n-au găsit fata. Doar într-un loc au dat peste o grămadă mare de lână neagră, semn că mierla trecuse pe acolo și spălase lâna. În rest, nimic, nimic. Toate acestea s-au petrecut din cauză că fata, de îndată ce a auzit larma căutătorilor, s-a înfășurat în lână și s-a rugat la Atotputernicul. Doamne, Doamne, ajută-mă, ajută-mă, nu mă lăsa să mă fac de rușine în fața oamenilor. Fă-mă, Doamne, fă-mă o pasăre să pot zbura prin crânguri și păduri. Eu voi rămâne aproape de oameni, pentru că îi iubesc și am să le cânt în fiecare seară, până se vor întoarce de la lucrul câmpului. Tot așa, tot așa cum am făcut și până acum. Înduioșat de rugămintea și de simțămintele ei frumoase, Dumnezeu îi împlini dorința. În locul fetei, din grămada de lână, își luă zborul o pasăre neagră, cu pene lucitoare, cu cioc și picioare galbene aurii, ca și părul frumoasei fete. Mierla se transformase, după cum și-a dorit, într-o pasăre cântătoare. Cu timpul, peste această întâmplare, ca peste toate din lume, s-a așternut uitarea. Seara, întorcându-se de la câmp, oamenii se opreau în crângul de la malul apei pentru a asculta viers duios de pasăre, viers care le amintea de mierla, fata lor dragă. Ei însă nu aveau de unde să știe că pasărea care cânta atât de frumos, melodii pe care ei le cunoșteau și le iubeau, era chiar mierla lor, fata lor dragă. Și astăzi, dragii mei, mierla poate fi întâlnită scormonind prin ierburi și tufișuri, prin grădini și parcuri. Doar își va găsi hainele pierdute în povestea aceea de demult. Așa că, dragii mei, să ascultăm cu bucurie mierla cum ne cântă, viersul ei duios să nu treacă așa nepăsător pe lângă noi. Să nu uităm că în poveste mierla a fost cândva o fată frumoasă, fata unui preot hăruit. Și dacă ei i s-a permis să ducă mai departe cântecul minunat pe care ea l-a iubit dintotdeauna, haideți și noi, dragii mei, să citim povești, cât mai multe povești, să le dăruim cu bucurie și speranță în vorba românească clară și corectă a copiilor noștri. Așa că, dragii mei, în speranța mea că veți dărui copiilor cât mai multe povești minunate, pentru că avem o zestre uluitoare de povești, îmi iau acum la revedere. Vă doresc o zi minunată mai departe. Vă aștept cu mare drag de seară, la gândul de seară, iar mâine dimineață la Omul o poveste. Numai bine, să ne revedem cu bine și la cât mai multe gânduri și speranțe minunate. La revedere!